Mulțumim Bunului Dumnezeu care ne-a sprijinit până în această seară, numele Lui să fie binecuvântat. Să continuăm să studiem din Sfintele Scripturi, din pildele biblice, astăzi pildele iubirii. Vom studia câteva pilde care pot fi încadrate la capitolul iubire. Pildele femeilor din cartea Ezechiel, pilda samariteanului milostiv, pilda celor doi datornici și pilda despărțirii turmei. Iubirea este un fenomen natural și spiritual, arhiprezent, care identifică și determină poziția tuturor ființelor vii. Dumnezeu iubește, oamenii iubesc, am putea spune chiar animalele iubesc și în ceea ce ne privește pe noi, iubirea este un domeniu de referință în procesul mântuirii. Spunea Domnul Iisus Hristos, Matei 6,24, arătând că noi de fapt avem de ales pe bază de iubire. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va rupe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Poruncile sfinte cer iubire față de Dumnezeu și față de aproapele. Păcatul, în egală măsură, cere și el iubire. Diavolul cere și el devotament până la iubire. Haideți să ne cercetăm în această seară care ne este iubirea. Să vedem dacă îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu și pe aproapele nostru, așa cum ne învață poruncile care sunt veșnic valabile. Să luăm pe rând pildele amintite. În primul rând, pildele femeilor din cartea Ezechiel, capitolul 16 și capitolul 23, și vom face o referire și la profetul Osea, care se încadrează în aceeași imagine. În cele două capitole din Ezechiel, profetul inspirat compară Israelul, ambele regate, nord și sud, ambele capitale, Samaria și Ierusalimul, cu o femeie, al cărei bărbat era Domnul. Domnul făcuse dintr-o sclavă o regină, adică dintr-un popor neînsemnat de sclav din Egipt, Dumnezeu i-a ridicat și a făcut din ei o împărăție puternică pe care o sprijinea, o binecuvânta. Dar, precum o femeie imorală, la fel poporul lui Dumnezeu s-a îndepărtat și în imaginea aceasta, după ce femeia a ajuns regină și a părăsit regele și s-a dus după amanți, a ajuns să fie prădată de ei, să-i fie copiii omorâți și, în urmă, ceea ce puțin probabil să se întâmple în societatea noastră, Domnul a chemat-o înapoi ca să-i redăruiască onoarea și bucuria. Pentru a înțelege iubirea lui Dumnezeu, chiar dacă nu s-a bucurat de iubirea poporului său, Dumnezeu l-a solicitat pe profetul Osea să ia o femeie imorală, cu care a avut 3 copii, ea a devenit din nou imorală, și îl trimite pe profet să meargă și să se poarte cu bunăvoință față de ea, să o recupereze și să redevină soția lui. Arătând prin aceasta că așa s-a comportat poporul lui Dumnezeu. Vreau să înțelegem de aici 2 adevăruri. Primul, oferta lui Dumnezeu pentru poporul său a fost completă. Dintr-o sclavă să faci o regină? Dumnezeu i-a binecuvântat ducând într-o țară aleasă pentru ei și din care nu lipsea niciunul din lucrurile pe care și le-ar fi dorit un popor. Dar ei n-au prețuit binecuvântările divine, nu l-au recunoscut pe Domnul ca dătătorul tuturor acestor haruri și s-au îndepărtat de el. Cum știți, s-au dus după idolii poporilor din jur, ceea ce în plan spiritual însemna imoralitate, cum spune Scriptura, au curvit cu piatra și cu lemnul, materiale din care erau confecționați acei idoli. Problema aceasta
n-a fost specifică doar evreilor. Umanitatea are această tendință generală de îndepărtare de Dumnezeu, în pofida bunăvoinței și binecuvântărilor cu care Tatăl Ceresc ne-a dăruit toate acestea aici pe pământ. Hai să citim câteva versete care evidențiază acest mod de comportament al oamenilor. Mai întâi, Ezechiel, capitolul 16, de la versetul 8. Când m-am trecut eu pe lângă tine, m-am uitat la tine și iată că îți venise vremea dragostelor. Ți-am acoperit goliciunea, ți-am jurat credință, am făcut legământ cu tine. Te-am spălat în apă, te-am spălat de sângele de pe tine și te-am uns cu un de lemn. Ți-am dat haine, te-am împodobit. Versetul 12, ți-am pus o cunună minunată pe cap. Astfel ai fost împodobită cu aur și cu argint și ai fost îmbrăcată cu insubțire, cu mătasă și cu sături de fir. Ai mâncat floarea făinii, miere și un de lemn, erai de o frumusețe desăvârșită, ba ajunsesei chiar împărăteasă. Și de la acest verset începe tragedia. Israelul s-a îndepărtat de Dumnezeu. De altfel, Dumnezeu știa că vor proceda așa. În cântarea inspirată a lui Moise din Deuteronom, capitolul 32, versuri pe care ei au trebuit să le învețe, ca să știe cât de mare a fost dragostea lui Dumnezeu, care i-a iubit înainte, știind ce vor face după aceea, și care i-a iubit când erau răi, la gândul răscumpărării de mai târziu. Să citim și din cartea profetului Ieremia, capitolul 2, unde Dumnezeu își exprimă durerea în dragoste pentru abandonul de care a avut parte. Mi-amintesc că o femeie aici în țară, lucrând undeva într-un birou, a fost coruptă și apoi prinsă și în anumite mecanisme de creditare, ca să nu se mai poată desprinde nici sufletește, nici economic. Și bărbatul ei atât de mult suferea în pofida faptului că arusese nevasta altuia sau poate chiar altora. Ar fi dorit să o aibă înapoi. Dar vă rog să vă imaginați inima lui Dumnezeu care ne iubește în mod desăvârșit. Citesc acum Ieremia, capitolul 2, de la versetul 2. Așa vorbește Domnul. Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când erai logodită, când mă urmai în pustie într-un pământ nesemănat. Versetul 5. Așa vorbește Domnul, ce nelegiuire au găsit părinții voștri în mine, s-au depărtat de mine și au mers după nimicuri și au ajuns ei înșiși de nimic. Versetul 7. M-am dus într-o țară ca o livadă de pom, ca să-i mâncați roadele și bunătățile, dar voi ați venit, mi-ați spurcat țara și mi-ați prefăcut moștenirea într-o urăciune. Iată de ce a avut parte Dumnezeu. Problema este că nu doar evreii, nu doar toate neamurile, ci și cei din biserică, chiar după actul răscumpărării, după exemplul desăvârșit al iubirii prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Spune Scriptura, citind din Apocalipsa, capitolul 2, despre biserica din Efes, pe care Domnul o mustră, spunându-i în versetul 4, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Iată o ispită asupra căreia trebuie să veghem. Cei ce s-au botezat duminică și noi toți care cândva am încheiat un legământ cu Domnul, am fost logodiți cu El și am beneficiat din plin de iubirea desăvârșită a lui Dumnezeu. Un al doilea adevăr care se desprinde de aici e dat de faptul că Dumnezeu oferă noi șanse poporului Său. Își reafirmă dragostea și o dovedește și așteaptă ca noi să o înțelegem și să ne apropiem, să ne reapropiem de El. Ceea ce își dorește Dumnezeu e iubirea noastră. Citim
din profetul Osea, capitolul 2, versetul 7, unde este prezentată gândirea femeii care și-a dat seama că în imoralitate n-a dus-o mai bine, pentru că și cu siguranță Osea era mai bun decât oricare din ibofnicii ei și toți cei ce au ajuns să stăpânească peste Israel au fost mult mai răi decât Domnul, adică total răi, dar ajungem din nou la noi, vom putea să recunoaștem aceasta. Versetul 7, va alerga după ibofnicii ei, dar nu-i va ajunge, îi va căuta, dar nu-i va găsi, apoi va zice, hai să mă întorc iarăși la bărbatul meu cel dintâi, căci eram mai fericită atunci decât acum. Adică cei credincioși a trebuit să ajungă să recunoască starea mea de împlinire, de fericire era mai bună atunci când trăiam lângă Domnul. Atunci când eram în dragostea dintâi. Să recunoască și să se întoarcă. Conștienți de bunătatea lui Dumnezeu. Să citim și din 1 Ioan, capitolul 3, unde ne se vorbește tot despre dragostea lui Dumnezeu, care ar trebui înțeleasă și răspuns cu aceeași măsură. 1 Ioan 3,1, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Să ne numim copii al lui Dumnezeu, după ce fuseserăm copiii diavolului, după ce fuseserăm femeia imorală, să ne reaccepte. Și suntem, versetul 2, preiubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi? Deci iată, avem de-a face nu doar cu un prezent de har de la Domnul, ci cu o binecuvântare a eternității viitoare. Ce vom fi? Nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Citește din capitolul 4, versetul 16. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste. Atât voia Dumnezeu de la evrei, să înțeleagă ce le-a oferit. Să nu mai fie femeia imorală care pleacă de la un bărbat bun și se duce cu alții care în final nu doar că vor profita de ea, o vor omorâ pe ea și copiii ei. Adică cine se îndepărtează de Dumnezeu ajunge pierdut și asta este o vinovăție ce poate fi comparată numai cu o curvie neînțeleasă. Să recunoaștem așa dragostea lui Dumnezeu și să rămânem lângă El. Amin? Trecem la o altă pildă, arhicunoscută, pilda samariteanului milostiv. Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetele 25 la 37. Când a spus Domnul pilda la aceasta? Când a fost întrebat de un învățător al legii ce să facă pentru a moșteni viața veșnică? Răspunsul l-a dat însă și cel ce a întrebat, pentru că Domnul a știut să-l determine să gândească potrivit cu dorința lui corect. Versetul 27. Să iubești. Ce să faci să moștenești viața veșnică? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iubirea față de Dumnezeu e mai greu de probat de noi. În schimb, Dumnezeu știe cine îl iubește. Dumnezeu nu se bazează pe afirmațiile noastre de dragoste, El știe să ia pulsul inimii noastre. Iubirea poate fi probată în raport cu aproapele. De aceea și Domnul exemplifică această dimensiune. În pilda care urmează de la versetul 30, acel om care se cobora pe un drum pe care atunci nu se obișnuia a se merge singur, omul s-a expus unor riscuri. Asta știa oricine din vremea aceea. Și Domnul prezintă trei atitudini față de un om care a ajuns într-o situație critică datorită vinovăției lui. A riscat. Aici avem atitudinea preotului, a levitului și a samariteanului. Ultimul, procedând corect potrivit legii,
față de omul ajuns în această situație extremă. Vreau din această pildă să învățăm trei adevăruri. Primul, împlinirea legii cere iubirea aproapelui nostru cu două mențiuni, indiferent de cine este el și indiferent de ceea ce a făcut. Dacă ne vom raporta așa la oameni, orice om de sub soare poate fi considerat aproapele nostru în orice situație. Dar în mod deosebit, iubirea se cere aplicată când omul ajunge în situații critice. Omul acesta era, spune Scriptura aici în finalul versetului 30, aproape mort. Nu mai avea absolut niciun ban, probabil nu mai avea haine, atunci acelea erau de preț. Sănătatea, dacă însăși viața, era pusă în pericol. În învățătura Domnului Iisus Hristos, de până atunci și de după aceea, în egală măsură, i-a învățat pe evreii de atunci să iubească în mod desăvârșit pe cei din jur. Rămânem tot în Evanghelia după Luca, capitolul 6, și citim de la versetul 27. Domnul ridică standardul iubirii față de nivelul legii din Vechiul Testament. Dar eu vă spun, făcând comparația cu legea, celor care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dar samariteanul căzut nu făcuse rău preotului, nici levitului. Deci nu era chiar situația extremă. Aceasta ar fi fost dacă levitul și preotul ar fi identificat în cel căzut între tâlhari pe un hoț care le-ar fi prădat gospodăria în urmă cu un timp. Chiar și atunci, potrivit învățăturii Domnului, ar fi trebuit să se aplece și să vadă cu ce pot să îl ajute. Domnul spunea mai departe, citeți de la versetul 35, voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți ceva în schimb și veți fi fiii celui prea înalt, căci el este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Deci iubire, indiferent de cine este și indiferent de ceea ce a făcut. De altfel, Dumnezeu se exprimă în diverse moduri în Scripturi în favoarea iubirii aproapelui. Spune Scriptura în Proverbe 3:3, să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-l la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Cred că samariteanul a dat dovadă și de bunătate și de credincioșie, dat fiind angajamentul său de a plăti mai târziu diferența. Oricum, în jurul nostru sunt destui oameni care necesită ajutor. Cunoscuți sau necunoscuți. Se spune că un om trecea cu căruța și a văzut pe un om aproape înghețat. L-a luat, l-a încălzit cu păturile ce le avea la îndemână, l-a dus până la adresă, omul nu știa cum să mulțumească, avea și probleme de deplasare, nu putea să meargă ușor și în final a vrut să răsplătească pe binefăcătorul lui, sau cel puțin să-i păstreze o amintire și a cerut numele. Și căruțașul i-a zis, dacă îmi spui numele samariteanului milostiv, îți spun și eu cum mă cheamă. Și zice, ce vrei să spui cu asta? Faptele bune nu trebuie să fie notate de oameni, trebuie să le facem cu dragă inimă și ele rămân în evidența lui Dumnezeu, așa cum vom vedea în ultima pildă ce vom aborda în această seară. Un al doilea adevăr din această pildă. A face o slujbă sfântă, fie ea și una de valoare. A fi preot era o mare slujbă. A fi levit era o favoare. Dar aceste slujbe, chiar dacă admitem că cei doi s-ar fi dus tocmai pentru că le venea rândul să slujească. Și poate ar fi putut să motiveze că s-ar fi făcut necurați. Dacă știu eu, omul ar fi murit, puteau ei să prezinte o anumită variantă. Dar orice slujbă
dacă nu este însoțită de iubire practică, n-are valoare înaintea lui Dumnezeu. Aceasta a afirmat Domnul Iisus când a zis, într-o altă împrejurare, Matei 12, versetul 7, milă voiesc, iar nu jerfe. Asta nu însemna că erau suspendate încă jerfele. Abia mai târziu, când Domnul a dus jerfa desăvârșită. Dar chiar și atunci, și cu atât mai mult acum, milă voiesc și nu jerfe. Am un prieten în Austria care, în mod deosebit în anii de după Revoluție, obișnuia să aducă ajutoare prin toată țara și uneori mai poposea aici la Arad. Mă suna, vezi că sosesc pe seara, sosea spre dimineață, mă suna, vezi că sosesc dimineață și vreau să mă odihnesc puțin, sosea spre seară. Fie că venea dinspre Austria, fie că se întorcea spre Austria. Și la început am avut tendința să-l judec că nu este un om corect. După aceea l-am încadrat în categoria samaritenilor milostivi, că ăștia întotdeauna întârzi. Omul acesta, dacă întâlnea o nevoie în cale, se oprea. Dacă cineva îl suna, se abătea să rezolve cazul. Și mi-am dat seama că el nu mințea în ceea ce își propunea ora la care voia să ajungă. Dar nevoile care le întâlneau în cale îl făceau să zăbovească. Mi s-a întâmplat mie cu un frate de aici din adunare, îl văd și acum aici, că am plecat spre Moldova și ne-am oprit undeva în Bistrița la un frate care îi murise soția, o îngropase cu o zi înainte. Și a zis, stați cu mine să servești ceva, poate cu voi îmbuc o bucată de pâine, cum zice românul, la care eu, frate, trebuie să ajungem la slujbă. A, zice, voi sunteți preotul și levitul, ăștia nu pot întârzia. M-am gândit că poate samariteanul, el m-ar fi zăbovit puțin la masă. Vedeți? Uneori poate socotim că suntem prețuiți de Dumnezeu pentru slujbele care le facem. Da, ele și-au valoarea lor. Dar dacă ele nu sunt însoțite de împlinirea acestor nevoi ale aproapelui nostru, starea aceea nu ne califică înaintea lui Dumnezeu. Doar slujirea poate să facă din noi niște farisei. Poate chiar farisei de rang înalt. În vremea Domnului Iisus, spune Scriptura, Matei 15, că unii, pentru a nu-și ajuta părinții, făceau un act fictiv că averea era concesionată templului și ei n-au cu ce-și ajuta părinții. Și bieții bătrâni, că doar nu erau asigurări de stat ca acum, trebuia să se descurce. Și dacă cineva îi întreba, nu s-a ajuns părinții? Nu pot, tot ce am este la templu. Dar era numai ascunzătoare la templu, ca apoi să le revendice când nu mai se impunea nevoia ajutării bătrânilor. Pentru că cei din tâi față de care suntem responsabili sunt cei din familie. Și acest val al iubirii, ca și o undă care de la centru se duce spre extremități, ar trebui să ajungă la nevoie până la ultimul om. Să ne amintim de scrisoarea Apostolului Pavel către Filimon. Îi se adresează apelând la dragostea lui, trimițându-i pe Onisim. Știi, ți-a făcut o pagubă. Și când citiți această scrisoare, vă rog că subliniați în minte referințele la dragoste. Eu citesc acum versetul 5, pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și dragostea față de toți sfinții. Îl rog această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele care se face între noi în Hristos. În adevăr, am avut o mare bucurie și mânghiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. Deci când i-a trimis înapoi pe acest fost sclav nefolositor, deși numele era de folositor, îi spune și în versetul 16, cred că îl vei iubi și iubirea te va face să te raportezi corect. Doamne, ajută-ne și pe noi. Și un al treilea adevăr din această pildă, ajutorul dat aproapelui nostru trebuie să fie potrivit cu
nevoile și într-o ordine logică a operațiilor. Întâi nevoi sufletești, apoi nevoi fizice. Și nu doar sporadic, ci sistematic. A procedat ca și cei de la Smurd față de cel căzut. A știut cum să intervină, a știut unde trebuie să fie dus, a știut că pot să apară nevoi ulterioare, s-a asigurat să le rezolve și pe acelea, dând dovadă de o iubire care l-a calificat prin împlinirea poruncii iubirii aproapelui. Comparativ, dacă aflăm că este o familie într-o situație critică, ar trebui să analizăm mai bine dosarul, să-i ajutăm până când ies la liman, nu doar o dată, însă aceasta necesită dragoste. S-a dus cineva la un medic, probabil avea urgență, nu l-a găsit acasă, era vremea când nu erau telefoane, undeva pe un câmp de misiune, unde știți și nevoia cadrelor sanitare este mult mai mare, și după ce a așteptat, îl întreabă pe băiat în nădejde dacă poate l-ar găsi. Unde-i tatăl tău? Și îl spune, nu știu, v-am mai spus, dar unde l-aș putea găsi? Totuși, tu ce zici, unde l-am putea găsi? Și băiatul foarte sincer zice, face bine la cineva, eu știu, la care. Tata pentru asta pleacă de acasă, să ajute. Când pe unul, când pe altul. Să ne dea Dumnezeu inimă bună și o minte mare, ca să știm cum să ajutăm, ce să facem. E foarte important. Să corespundă ajutorul unor nevoi specifice. Spune în proverb, dacă vrăjmașul tău este flămând, dă-i pâine. Dacă este sete, dă-i apă. Nu-i da apă când e foame și pâine când e sete. Poate are nevoie de o mângâiere. Spune că o mămică și-a învățat copiii de mici să împlinească această poruncă. Și din când în când îi întreba, astăzi sau săptămâna aceasta, ce bine ați făcut. Și unul stă, se gândește, și am dat un sandwich la un coleg care n-a avut, e mai sărac. Altul zice, am ajutat o bătrânică. Și cel mai mic la grădi, tot se gândea, tu ce bine ai făcut? Și nu știa ce bine a făcut și mama îl întreabă, dar spune-mi asta ce ai făcut, hai, ia la rând activitățile. Și ajunge la un episod, zice, unul de la grupa mică plângea și l-am întrebat și nu a vrut să-mi spună și am stat lângă el și l-am tot întrebat până am plâns și eu. Și zice, mama, tu ai făcut săptămâna asta cea mai frumoasă faptă. La băiețelul deja aveai frumos să dai un sandwich, poate avea două. El avea nevoie, cum scrie în roman, să plângi cu cei ce plâng. A-ți iubi aproapele înseamnă să împlinești nevoile specifice. A-ți iubi nevasta nu înseamnă să-i aduci doar un salar mare dacă are nevoie de o mângâiere. A-ți iubi soțul nu înseamnă doar să îi faci o mâncare regească, înseamnă mai degrabă, așa cum spunea Rebecca, să-i faci mâncarea care îi place. Să ai în vedere o anume nevoie, ceea ce știi și potrivit cu momentul respectiv este un imperativ. Trecem la o altă pildă. Pilda celor doi datornici. Evanghelia după Luca, capitolul 7, versetele 40 la 50. Pildă spusă de Domnul în casa lui Simon, care a dat dovadă de bună voință la o primă privire, l-a poftit la masă și știți că Domnul nu era umblat singur, au trebuit mai multe porții acolo. Dar de ce a spus Domnul pilda aceasta? Cu doi datornici, unul care datora 500, altul 50. Creditorul a văzut că sunt în imposibilitatea rambursării împrumutului, i-a iertat pe amândoi și reacțiile au fost în funcție de volumul creditului grațiat. De aici vreau să învățăm două adevăruri. Primul, Domnul Iisus a rostit această pildă pentru omul care avea un ochi rău pentru o persoană pe care Domnul o privea cu un ochi bun. E foarte important să-i privim pe oameni cu ochii cu care îi privește Dumnezeu.
Adică să nu mai condamnăm pe unul care e grațiat. Asta a fost și problema greșită a fiului cel mare, din pilda cu fiul risipitor. Cel risipitor era deja grațiat, era îmbrăcat într-o haină nouă, dar fratelui nu-l putea vedea haina aceea. El se uita la fratelui tot în haina veche, pe care o schimbase. Să citim aici de la versetul 44. După ce a spus pilda, că teoretic Simon a răspuns corect, practic n-avea puterea să aplice. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-a dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea a uns picioarele cu mir. De aceea spun, păcatele ei care sunt multe sunt iertate. Și el ce i-a spus Domnului? De fapt, ce a gândit întâi? E păcătoasă. Și ea nu mai era păcătoasă. Din moment ce erau păcatele iertate, cum să mai te uiți spre ea ca o păcătoasă? Dar privirea lui trebuia corectată. A înțeles greu aceasta. În aceeași idee citim și din capitolul 11 din Luca, de la versetul 34. Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. Ia seama ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. În 1 Ioan este scris mai pe larg că cine iubește este în lumină. Și nu iubește e în întuneric. Și în întuneric rămâne. Deci a iubi se poate doar dacă știi cum se privești spre oameni. Cum îi vezi? Cum privești spre un păcătos? Cum privești spre un om nenorocit? Oameni spre care Dumnezeu privește favorabil, deși mai înainte, datorită păcatului, abaterilor lor, și Dumnezeu a fost mâniat pe ei. Dar când Dumnezeu privește cu milă spre unul care suferă, datorită dragostei și bunătății sale, când Dumnezeu privește cu dragoste spre unul care l-a iertat, trebuie și noi să ne schimbăm optica de a privi și de a gândi după Domnul. Și dacă nu este așa, ne facem vinovați. Judecători cu gânduri rele. Un al doilea adevăr, care dacă ne va însoți, vom fi fericiți, iubirea este motivul iertării lui Dumnezeu, adică Dumnezeu ne iartă pentru că ne iubește. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu. Și răspunsul nostru trebuie să fie, în urma iertării, tot iubirea, pentru că scrie aici, în versetul 47, păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Asta e un paradox. Să nu fii tare păcătos și să nu poți iubi la parametrii care Dumnezeu îi cere. Să fi fost mare păcătos și să poți iubi așa cum Dumnezeu vrea. Asta este o ispită pentru cei care nu sunt tare păcătoși. Când privesc spre Dumnezeu, nu i-a iertat de multe. Când privesc spre alții, ei au fost cu datorii mai mari. Și o ispită. Însă cel care este conștient că a beneficiat din plin de iubirea lui Dumnezeu, o citește corect și își dă seama că Dumnezeu n-a avut niciun motiv să o facă, cum spunea o beată femeie, discutau unii cum a hotărât Dumnezeu mântuirea noastră și ea a zis, la mine sunt sigură, pe mine m-a iubit dinainte de a mă naște, că dacă nu, după aceea nu mai avea pentru ce să mă iubească. Adică Dumnezeu ne-a iubit într-un mod la care dacă ai privit spre faptele noastre, n-are niciun motiv să o facă. Dar așa lucrează dragostea. Și scopul acestei dragoste este iubirea pe care trebuie să avem noi față de Dumnezeu. Aceasta argumentează Ioan în 1 Ioan capitolul 4. Citesc de la versetul 7. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții. Dar de unde citire? De ce? Ascultați argumentația lui. Căci dragostea este de la Dumnezeu.
Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Versetul 9. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu ca noi să trăim prin el. Și dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că el ne-a iubit pe noi și a trimis pe fiul său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Acum versetul 11, concluzia. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Deci iubirea față de aproape n-are de a face cu faptele lui, nici cu amele, ci cu dragostea lui Dumnezeu. A iubi, asta ține de a înțelege ce ne-a oferit nouă Dumnezeu. Iubirea noastră față de El și față de aproapele are o singură sursă, dragostea lui Dumnezeu, dovedită practică prin jertfa Fiului Său, prin mântuire, cu tot ceea ce cuprinde ea. Așadar, să ne ajute Domnul să putem iubi cu adevărat. Povestea, dacă vă amintiți, fratele Mihai din Ucraina, despre un caz, un om a plecat cu bicicleta la un drum mai lung și la un moment dat a avut o defecțiune mai grea, pare mi se în urma unui lovituri, și o roată era destul de afectată pentru a-și mai putea continua drumul. S-a oprit dreptul unei gospodării și a cerut ajutor. Și gazda îi spune, am bicicletă exact modelul acesta. Iau roata de la bicicleta mea și s-o pun ție. Nata, zice, călătorul, bicicleta mea e mai veche, că de aceea s-a și defectat. Și după cum văd, bicicleta dumneavoastră e nouă. Da, dar eu nu plec nicăieri acum. Cum să vă mă aduc înapoi? Dar nu trebuie să mă aduc înapoi. Omul schimbă roata, pleacă și se gândește. Era credincios călătorul și pune în mod corolar evenimentul. Dacă eu eram gazda și oprea altul, făceam așa. Bine că nu s-a întâmplat. Că vorba înțeleptului, știu cum ar fi trebuit să procedez, dar nu știu cum aș fi procedat. Și ne oprim la ultima pildă pentru această seară, pilda despărțirii turmei. Matei 25, 31 la 33. De fapt, am lăsat-o la urmă pentru că asta va fi operația rezultat a tot ceea ce au afirmat pildele de până aici. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri și va ședea pe scaun de domnia slavei sale, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui, el va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și îi va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Cei de la dreapta sunt numiți în text cei binecuvântați și neprihăniți. Cei de la stânga sunt numiți în text blestemați. Ce face separarea lor pentru eternitate? În cazul celor de la dreapta, iubirea practică, pentru diferite nevoi, sufletești, materiale. Au făcut o vizită, au dat o mâncare, și-au făcut timp. Cui? Aproapelui. Cine e de fapt aproapele? Gândindu-ne la această pildă, de fapt noi nu avem de-a face cu iubirea aproapele, numai cu iubirea față de Domnul. Numai că iubirea față de Domnul se manifestă numai în iubirea față de aproape. Le-a spus Domnul, nu lor le-ați făcut, mie. Și aici a fost greșeala celorlalți. Știți ce au răspuns cei blestemați? Când? Dacă știam că e vorba de tine, procedam altfel prea târziu. Nu ne-am dat seama. Adică n-am putut să încadrăm corect lucrurile. Pentru că aici greșește păcătosul. A spus Domnul în predica de pe munte, păcătoși ajută pe unii, dar nu pe toți. Pe lor. Pe când Domnul identifică aproapele și iubirea, are o arie desăvârșită. Așadar, să facem bine cât avem prilej. Să privim cu ochi bun, pentru că spun în final, dragostea este deci împlinirea legii. Nu sunt cuvintele mele, sunt ale Scripturii, Apostolului Pavel, Roman 13 cu 10. Dragostea pentru Dumnezeu, drept urmare a înțelegerii mântuirii, drept dovada primirii naturii divine, este ceea ce ne califică pe noi în mântuire
și în răsplătire. Și asta se dovedește practic în dragostea pentru aproapele. De fapt, este tot ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Gândiți-vă la acel capitol 1, Corinteni 13. Acolo scrie, exact ca și în pilda samariteanului, slujba nu rezolvă problema dacă nu-i dragoste. Nu doar slujbele din vechiul legământ, fără dragoste nu duc la mântuire, nici astea din nou legământ. Acolo scrie de prorocie, de minuni, dacă sunt lipsite dragoste, sunt un zero mare. Nu ajută pe cel în cauză. În schimb, aici trebuie să vegem, lipsa iubirii, ura, care începe de la vorbe și poate să finalizeze prin crimă, nu-i permite nimănui să moștenească împărăția lui Dumnezeu. 1 Ioan, capitolul 3, citim de la versetul 10, prea iubiților, se adresează apostolul aici în mod repetat. Am folosit formularea asta frecvent în Scripturi, prea iubiților, adică noi am fost iubiți până la peste poate. Și acum de la 3:10, prin aceasta se cunosc copilul Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Căci vestirea pe care ați de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții. Versetul 13, nu vă mirați, fraților, dacă vă roște lumea. Noi știm că am trecut din moarte la viață, pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Doamne, ferește-ne! Așadar, să ne dea bunul Dumnezeu un ochi bun, o minte sănătoasă și o inimă iubitoare. Pentru că toate acestea sunt tot ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi și tot ceea ce vom aștepta noi într-o zi, ca Dumnezeu să vadă că am făcut și să ne răsplătească. Amin.